primarul Clujului, fostul președinte PDL și premier, atacă la baionetă conducerea PNL, nu îl atacă personal direct cu nume și pe nume pe Ludovic Orban, dar dă de înțeles că conducerea PNL, da, a trădat organizația PNL Cluj și a trădat organizațiile din Ardeal. Este practic o continuare a scandalului de la început de an. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că PNL, conducerea PNL de fapt, cine or fi făcut parte din comisia de negocieri dintre PNL, USR și UDMR, practic conducerea PNL a dat funcția de prefect a județului Cluj celor de la UDMR. Evident, asta a pus gaz pe foc. Boc a spus că organizația a fost trădată și a fost umilită. Practic, asistăm la un nou episod. Este cât se poate de evident că organizațiile din Ardeal, Ilie Bolojan de la Bihor, Emil Boc de la Cluj, parte din organizația de la Bistrița a lui Robert Sighiartău, alte organizații, Alba, poate și Maramureșul, Satul Mare, alte organizații, sunt explicit împotriva conducerii PNL, această conducere reprezentată de Ludovic Orban, și la congresul din toamnă, din septembrie, vor ataca poziția. Surse din PNL vorbesc despre faptul că Emil Boc își pregătește o asemenea candidatură care să-l încurce pe Florin Câțu, care Florin Câțu, premierul României, își dorește și el mai nou să candideze la conducerea PNL. Nu a spus-o explicit Florin Câțu, dă de înțeles că așteaptă congresul. Așadar, avem în acest moment trei tabere. O tabără mai mică formată în jurul lui Florin Câțu, care se pregătește să atace conducerea PNL. Tabăra ardelenilor din jurul lui Emil Boc și tabăra evidentă a lui Ludovic Orban, care la rândul lui se pregătește să-și apere poziția de președinte PNL și, cine știe, Ludovic Orban se gândește chiar să revină în fruntea guvernului după ce va câștiga la congres funcția de președinte al PNL încă o dată, se va reconfirma în funcție. Haideți să-l vedem pe Emil Boc într-o ieșire extrem de dură, într-o declarație de presă către colegii jurnaliști de la Cluj pentru un radio local, să vedem declarațiile și să ne analizăm. Fără cuvinte. E un gest de sfidare fără precedent a conducerii PNL față de organizația PNL Cluj. Eu am fost președinte la acest partid din 2005 până în 2012, 7 ani de zile. Dar niciodată Clujul n-a fost umilit. Ca de altfel, niciodată ca președinte de partid n-am umilit organizațiile politice care au dus cor politic la partid. Iar Clujul, că le place unora, că nu le place, a adus cele mai multe voturi în zestrea generală a Partidului Național Liberal la toate alegerile. Deci organizația care aduce cele mai multe voturi, pur și simplu a fost umilită și asta e o palmă dată tuturor colegilor mei din PNL care au muncit cu bună credință, ne-am străduit să ne facem datoria la toate tipurile de alegeri, iar practic conducerea centrală a partidului ne-a sfidat. Asta este în politică câteodată, dar asta doare și, așa cum am spus-o într-o emisiune anterioară, s-au trecut niște linii roșii la Cluj în relația dintre conducerea centrală și PNL Cluj. Asta este, repet, vocea unanimă a tuturor colegilor. Mulțumirea este generală față de această sfidare a performanței organizației politice a PNL. Asta este cruda realitate pe care... Bun, nici ardelenii din PNL n-au fost foarte cuminți, să spun așa, au încercat să-l detroneze pe Ludovic Orban, iar Ludovic Orban le-a plătit cu sec. Ca să-i umilească, de exemplu, să vă mai dau un episod din interiorul PNL, Ludovic Orban a insistat foarte mult ca Adrian Oros, aparent lider PNL Cluj, n-are niciun fel de funcție, să ia portofoliul de la agricultură. În organizația din Cluj este un scandal monstru între Alin Tișe, Daniel Buda, pe de o parte, și acest domn Adrian Oros, ministru agriculturii. La mijloc este Emil Boc, supărat și el, acum i-au pus prefect de la UDMR. Deci este importantă poziția de prefect pentru că noua alianță PNL-USR, ce să vedeți, a modificat, urmează să modifice legea prefecților, dându-le puteri sporite. Prefecții
după modificarea legii, nu o să mai fie practic funcționari publici, o să fie oameni politici care vor avea atribuții foarte importante în județele pe care le vor conduce. Oarecum ca pe vremea lui Adrian Năstase, pe vremea guvernării lui Adrian Năstase PSD, când prefectul era practic jupânul județului, da? Nu era președinte de Consiliu Județean sau primarul de municipiu, reședință de județ. Prefectul era mâna forte. Alături de noi în dezbatere este sociologul Marius Pieleanu. Bună seara, mulțumesc, Marius, pentru prezență. Bună seara, mulțumesc de invitație. De asemenea, domnul Fenechiu, domnul Tomac au rămas în dezbatere, domnul Sebastian Bodu este în studio. Încep cu tine, Marius. Crezi că se pregătește Boc de o candidatură? Ce crezi că vor face ardelenii? Pentru că vorbea Boc despre faptul că s-au trecut liniile roșii. Și ce crezi că vor face? Emil Boc este un om politic cu multă experiență și care poate să surprindă la un moment dat printr-o apariție spectaculoasă pe ultima sută de metri. Eu l-am urmărit vrând nevrând cu atenție pe domnul Revoluția, mai ales post-băsistă a domnului Emil Boc, și trebuie să spun că este unul dintre puținii apropiat explicit al fostului președinte, care au reușit să-și reconstruiască o carieră politică. Sigur, managerială, mai corect spus, în cazul domnului Boc. Rezultatele politice și electorale, în mod evident, îl recomandă. Scorurile, știi mai bine decât mine că ești din zonă, scorurile politice ale PD-ului, de fapt, pe care l-a condus Emil Boc, sunt fulminante, sunt uriașe. Și eu cred că se poate constitui o masă critică, e adevărat, doar în zona ardeleană, în jurul domnului Boc, și tot la fel de adevărat este că mai ales zona fostă pedistă a actualului PNL. Ceea ce, eu te-am urmărit cu atenție, ceea ce n-ai apucat să spui probabil în analiza aceea, e următorul fapt. Că totuși zona ardeleană, cu foarte mulți oameni puternici în zona PNL-ului, e doar un pic mai mult de o treime din cei care vor participa la congresul regulat, care va fi în toamna acestui an la PNL. Mai rămân două regiuni la fel de importante, Moldova și Muntara Românească, Muntenia, care nu sunt aproape deloc favorabile domnului Emil Boc și care totodată sunt dominate cu precădere de organizațiile tradițional național-liberale, nu provenite din PDL. Pentru că în continuare, cei care sunt familiarizați cu cultura organizațională a PNL-ului, există această dispută în interiorul PNL-ului. Foștii PNL-iști, care actualmente sunt PNL-iști, și PNL-iștii vechi, tradiționali. De exemplu, și asta te spun din studiile Avangard, una dintre personalitățile dominante ale actualului PNL în zona de sud a țării, în Muntenia, este un tânăr care actualmente este președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, care nu numai că a avut rezultate foarte bune, dar are foarte multă autoritate în rândul județelor din PNL-iste și organizațiilor PNL-iste, mai concret spus, din Muntenia. Doi, îl uitați pe, totuși, actualul europarlamentar Dan Motreanu, șeful de campanie al președintelui Iohannis, care are o influență covârșitoare și determinantă, a spune, în rândul vechilor peneliști. Da, 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 este colegul, este colegul de facultate al lui Raleș Bogdan, de la Cluj. Da, da. Și al lui Eduard Herbic, da. Așa dar este. Dar nu are legătură cu Raleș Bogdan de data asta. Deci încercam să spun că Ludovic Orban e totuși puternic susținut de către aceste zone istorice ale țării, mă rog, tradițional istorice, și mi-e greu să cred că doar cu câteva județe din Ardeal, apropo, ai lângă tine, lângă județul tău, pe actualul președinte al CJ, Maramureș, și președinte de organizație PNL, din câte știu eu, un tip tânăr și care are foarte multe calități. Și pe unde mă duc, aud că este va avea un viitor politic foarte, foarte consistent în PNL. Oamenii ăștia trebuie să iasă cumva.
Și Partidul Național, ca și celelalte partide, PSD, PMP, trebuie să se uite în viitor, nu în trecut. Trebuie să livreze personalități politice potențiale care nu au un istoric încărcat de răni, ci care vor să participe la dezvoltarea politică a țării și mai ales la dezvoltarea economică a României. Nu cred că este totuși, deși, repet, am o părere bună personală de Edil Boc, dar nu cred că e o soluție pentru ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal și pentru încrederea de care se bucură și care trebuie să crească în perioada asta. Și care ar fi concluzia analizei până la urmă? Dacă Ardelenii l-au ajutat pe Ludovic Orban să ajungă președintele PNL. Va putea rămâne Orban președintele PNL fără susținerea ardelenilor? Opinia mea este că dacă Ludovic Orban va reuși să rupă o parte, dar nu neapărat majoritară, o parte din organizațiile PNL din Ardeal, la care adăugăm părți semnificativ consistente din Moldova și Țara Românească, va lua încă un mandat. Ludovic Orban este un aparat cic. Și eu nu-i dau o conotație neapărat negativă acestui cuvânt, deși originea e negativă ca și consistență a termenului. El știe să-și facă propria campanie electorală. Este omul care este în stare să muncească fără să doarmă 5 zile la rând. Știm asta. Fumează un milion de pachete de țigări și bate țara în sus și în jos. Dar eu nu întâmplător am spus de vechea gardă Dan Motreanu, ca reprezentant, și de noua gardă care reprezentat Iulian Dumitrescu. Oamenii ăștia, dacă își alătură, pe lângă Rareș Bogdan, care rămâne cel mai vocal și cel mai apreciat actual național-liberal din țară, trebuie să spunem asta, pe toate sondajele Rareș Bogdan stă cel mai bine la favorabilitate, dar care, sigur, trebuie să învețe și munca de partid, nu numai cea de relații publice și comunicare, dacă și la apropie și pe Rareș Bogdan, lucrurile sunt închise. Da, foarte scurt, că să aflăm opinia colegilor de dezbatere, Florin Câțu, unde e în ecuația asta? Unde apare Florin Câțu în poză? Prietenul meu, Florin Câțu va putea fi și poate să devină un foarte bun prim-ministru al României. Este un om pe care eu l-am lăudat și în alte locuri. Am spus cu subiect și predicat că are toate calitățile unui bun economist, care are școala corectă, poate să performeze cu guvernul pe care îl conduce. În schimb, nu are niciun fel de calități de politician. În politică trebuie să fie în primul rând politician și după aceea expert în economie. Sau în orice altceva. Domnule Fenechiu, merg la dumneavoastră. Ce s-a întâmplat cu Emil Boc? De ce umiliți organizațiile din Ardeal, domnule Fenechiu? Domnul Mănăstire, eu nu umilesc nicio organizație. Este firesc ca organizațiile performante să aibă pretenții și să aibă și reacții în momentul în care anumite lucruri nu funcționează așa cum cred organizațiile respective că ar trebui să funcționeze. E o discuție, în principal, în interiorul partidului. Organizația Cluj este una din cele mai performante organizații ale Partidului Național Liberal și au existat anumite nemulțumiri legate pe mai multe paliere. Faptul că Emil Boc sau președintele Consiliului Județean Alin Tișe sau domnul Buda, europarlamentarul Buda, și-au permis să aibă niște accente mai critice, nu înseamnă nimic spectaculos. Pentru că în partid e normal ca lucrurile să se discute. Și e normal că în momentul în care există un lucru de spus, el să fie spus. Nu cred că ieșirea unor lideri importanți, și acum să mă ierte Dumnezeu, dar cred că notorietatea lui Emil Boc, notorietatea lui Bolojan, notorietatea altor lideri ardeleni, performanțele obținute, le justifică și le fundamentează dreptul de a-și spune punctul de vedere. Partidul Național Liberal e un partid democratic, în care există dezbatere, în care există selecție, în care există vot. Bun, da, până la urmă, care am înțeles, de regulă astea se discutau în spatele ușilor închise. Eu mă bucur că domnul Boc este foarte vocal și putem analiza lucrurile astea, că sunt la vedere. Că dacă, de exemplu, făceam o discuție pe surse, cu informații pe surse, dumneavoastră ne-ați fi spus că nu sunt adevărate, da? Până la urmă, conflictul este public și este explicit. Nu mai există dubii din punctul ăsta de vedere. Hai să-i spunem, dar ce-o fi? O mare prietenie, nu?
Deci e iubire. Nu, dar nu este. Ce așa înseamnă, vă iubiți dumneavoastră liberalii. Sau? Nu, dar a anunțat Boc că îl va contracandida pe Orban. A zis Boc că vrea să-l dea jos pe Orban. Nu, Boc a spus niște nemulțumiri pe care le are ca primar de mare. Și drept consecință ce o să facă Emil Boc? O să se lasă umilit în continuare de Ludovic Orban și de conducerea PNL și așa funcționează, așa e cultura organizațională la PNL. Deci, conducerea partidului umilește pe liderii, pe oamenii din PNL și ei se lasă umiliți, nu? Deci, acum știți foarte bine că eu nu sunt vreun mare prieten al Ludovic Orban. Da? Deci, nu am auzit că vă leagă o prietenie foarte veche de Ludovic Orban, așa este. Este. Mă rog, așa o fi. Eu nu o cunosc, dar e posibil să fie așa. Deci una peste alta, lăsând la o parte orice chestiune mai mult sau mai puțin condimentată, Orban este președintele partidului, are un mandat în funcție, dar cu toate astea este obligat să țină cont de opiniile care exprimă în partid. Iar Boc este o voce foarte importantă, la fel ca Bolojan, la fel ca Iulian Dumitrescu, la fel ca Hubert Tuma, la fel ca Flutur, la fel ca Falcă, la fel ca Nica. Și pot să vă dau foarte multe exemple de oameni foarte importanți, la fel ca Aripa Constanța, unde Chițac și Lupu, la rândul lor, sunt oameni care au demonstrat ca o valoare. Deci, la urma urmei, președintele Partidului Național Liberal trebuie să țină cont de toate opiniile exprimate de liderii exponențiali ai partidului. Și nu mă îndoiesc că președintele ca instituție asta trebuie să facă. Eu cred că e foarte bine că în Partidul Național Liberal există dezbatere. Cred că este foarte bine că nu lucrăm pe surse, lucrăm cu lucruri cât se poate de clare, pentru că în momentul în care comentăm o declarație a lui Boc, putem comenta ce a spus el. Dacă vom comenta pe surse, vom comenta inclusiv anumite aserțiuni pe care cei care au prins declarația pe surse le dau unei declarații. Da, există nemulțumire în PNL în legătură cu modul cum au fost repartizate ministerele, există nemulțumire în PNL în legătură cu modul cum au fost repartizați prefecții, da, există nemulțumire în PNL în legătură cu foarte multe lucruri, dar ideea de a exista o nemulțumire e un lucru bun, că duce la progresul partidului, duce la dezbatere și la politici pentru România. Eu n-am văzut partid care să iasă întărit din asemenea scandaluri, să vă păstrați unitatea până la congres, poate cine știe. Domnule Tomac, merg la dumneavoastră. Înțeleg că aveți congres la Partidul Mișcarea Populară, n-ați intrat în Parlament. O să aveți un nou președinte, pe domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de Justiție, fost ministru de Externe. Ne auzim? Așa este. Da. Întrebarea mea este când faceți congresul de fuziune cu Partidul Național Liberal și veniți să-l ajutați pe domnul Boc din interiorul PNL. Că așa e o discuție. Faceți o fuziune și intrați în PNL. Nu o să intru în detalii legate de alegeri. Ele s-au dus. Avem această realitate. Însă PMP este un partid care, din punct de vedere al reprezentării, are după PNL și PSD cei mai mulți aleși locali din țară. Deci avem o infrastructură destul de solidă și încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru a ne reorganiza și cred că după congresul de duminică putem începe un nou drum. Nu, dacă a fost președinte PMP, o secundă, dumneavoastră vedeți un drum propriu pentru PMP sau practic o fuziune, o alianță cu Partidul Național Liberal? Indiscutabil, PMP are resurse pentru a merge mai departe. Indiscutabil. Și știu foarte bine ce spun. Doi, sigur că uitându-mă de la începutul emisiunii la ceea ce am dezbătut până acum, avem o poză extrem de interesantă. USR-ul este supărat pe președintele Iohannis, domnul Boc este supărat pe Ludovic Orban, mai timid ce-i drept, dar se vede cât se poate de limpede că Florin Câțu încearcă să-i transmită lui Ludovic Orban că este împins și el spre o candidatură la congresul care se anunță al PNL. Cred că PNL-ul trebuie să-și evalueze mult mai atent responsabilitățile pe care le are față de țară în această perioadă, pentru că dacă ratăm acest an, îl ratăm și riscăm să pierdem foarte mult ca țară, pentru că aceste lupte interne
devin din ce în ce mai evidente și, în mod clar, fiind partidul principal la guvernare, luptele politice interne automat afectează și guvernarea. Da, aș deci, continua ideea, că spuneți foarte bine ce spuneți. Noi, după ce s-a consumat alegerile parlamentare, am răsuflat ușurat, am spus că nu o să mai fie alegeri. Ba da, sunt alegeri. Sunt alegeri la PNL, evident, pentru Congres, și sunt alegeri și la USR+. Din informațiile mele, vicleanul copil de casă, Dan Barna, nu vrea să mai respecte înțelegerea cu Dacian Cioloș și să cedeze conducerea viitorului partid USR+. Va fi congres acolo și va fi o bătălie între Cioloș și tabăra lui Barna. În aprilie o să iasă actele de la tribunal, pentru că a fost congres de fuziune între USR și PNL și Plus, USR Plus. O să iasă documentele și o să urmeze 4 luni de congres, de jos în sus, în interiorul USR Plus, cu un congres pentru alegerea președintelui, acolo se bate Cioloș cu Barna. La fel la PNL, în 2-3 luni se va declanșa procesul de alegeri interne pentru fiecare organizație în parte, de la firul ierbii până la vârful partidului. Congresul va fi undeva la sfârșitul septembrie. Deci vom avea, cum spuneați anul ăsta, vreo 7-8 luni de campanie internă în partide și mai puțină guvernare, pentru că noi știm când sunt alegeri, mai ușor cu guvernarea. Marius Pieleanu, tu ce vezi pentru PMP? O un drum propriu sau o fuziune cu Partidul Național Liberal? Înainte de a răspunde la întrebarea cu PMP-ul, pentru că am un comentariu, să-ți dau un breaking news de data asta cu PMP-ul, adaugă la șirul congreselor partidelor și pe cel al PSD-ului, care va fi la un moment dat tot anul ăsta. Deci, neinteresant, să zic așa, neinteresant. Am înțeles. Acum, noi am realizat exit poll pentru toate alegerile de ultimii 10 ani. La ultimele alegeri locale, la ultimele alegeri generale, Curs Avangard au dat PNP-ul că intră în Parlament. Adică 5%. Noi n-am greșit. Restul nu mai vreau să comentez. Adică 0,5, 0,10, de la 4,90 la 5. 0,3. Dumnezeule mare. Dar asta, mă rog, istoria, eu cred că PMP-ul... Dar de ce nu spui, dacă ai bănuiala asta, spune explicit aici la mine în emisiune și știi lucrul ăsta, hai să discutăm cu cărțile pe masă. Tu susții că PMP-ul a fost furat, nu? Dacă a fost furat PMP-ul, spune chestia asta. Silviu, eu am să facă crezi atât lucrul ăsta. Nu, eu am spus atât că noi nu am rotunjit în sus, nici ne permiteam sau în jos. Am dat exact cât a ieșit. Mi-e greu să cred că la celelalte partide am dat corect, da, vorbim de parlamentare, da, ultimele alegeri, și la PMP, de ce, de pildă, la domnul Ponta am dat corect când a intrat, adică nouă n-a ieșit, într-un fel, domnul Ponta că nu intră și că PMP-ul intră. Nu știu, poate a fost prezența a fost surpriza care a dat peste cap sondajul. Domnul Mănăstire, permiteți-mi să completez. Sunt niște realități. Am spus-o și la 2 zile după alegeri. Am avut reprezentanți în toate secțiile de votare. Am avut 1099 de secții cu 0 voturi. Oameni care au declarat că au votat. Am depus aceste probe la Biroul Electoral Central. Toți magistrații din Biroul Electoral Central au cerut renumărarea voturilor în cele 1099 de secții, în condițiile în care ne-au mai lipsit 1600 de voturi, iar toate partidele au votat împotrivă. Asta este democrația autentic românească și cu asta închei. În general, Silviu, și cu asta mă chiar nu e subiectul evident, a trecut deja. În general, noi când ne uităm foarte atent la partidele mici și la cifrele mici, că, cum să spun, dacă am dat PSD-ul sau dăm, nu neapărat acum, PSD-ul în 33 și la numărătoare sunt 31 sau 34, nu contează. Sau PNL-ul în 26 și la numărătoare 25 sau 27. Dar la partidele mici nu te joci.
că intră și de asta spuneam, că ne-am uitat cu foarte multă atenție, am verificat de 10 ori. Era foarte simplu să nu-i băgăm în Parlament, dacă nu am fi dat cifrele care ne ieșeau pur și simplu din teren, cum am făcut întotdeauna. Am înțeles, uite-te, că... o să te invit să discutăm despre povestea asta cu PMP-ul după congres eventual, dar vreau să-mi răspunzi la întrebarea. Pentru mine a fost, chiar a fost o surpriză că PMP-ul nu a intrat în Parlament. Bun, acum PMP-ul are șansa să intre în PNL, adică să, se întoarcă la matcă. PMP-ul este un partid emanat, plecat din Partidul Democrat Liberal... Da, și se poate întoarce la matcă în interiorul PNL și să-l ajute pe Emil Boc să câștige congresul. Bună. E o foarte bună mișcare. Probabil că PNL-ul acceptă, presupun, n-am întrebat lucrurile astea. Sunt aproape 500.000 de votanți, sau mă rog, care pot să crească. Am văzut că Traian Băsescu în continuare e viu, da, și iese, spune lucruri. E o rețea electorală, domnul Tomac a spus ceva important, cu ocazia alegerilor locale și-au construit o rețea electorală, care contează foarte mult în alegeri. Foarte, foarte mult. Depinde ceea ce USR-ul nu are și nici plusul. Ambele partide nu au o rețea electorală, care lucrul ăsta se va vedea la un moment dat. Un partid mare care vrea la un moment dat să conducă singur o țară, are obligatoriu nevoie de o infrastructură de resurse umane și nu numai, impecabilă și omogenă răspândită la nivel național. USR-ul nu are. Nu știu ce va face. Asta s-ar putea să-i fie letal la un moment dat, lipsa de infrastructură. În schimb, partidul ăsta mic, cum este, și-a făcut. Da? Nu mai spun de partidele mari. PNL-ul stă bine, iar PSD-ul stă, chiar dacă nu-ți place ce spun acum, cel mai bine dintre toate. La nivelul organizării în teritoriu. Da. Mergem puțin mai departe. S-au întâmplat multe evenimente, s-au condensat într-o săptămână mai multe evenimente după tragedia de la Onești cu dementul ăla care a asasinat și a sequestrat și a asasinat doi muncitori într-o chestie absolut horror care a îngrozit România. Ieri s-a întâmplat celălalt eveniment groaznic relatat de presă. 8 polițiști de la secția 16 de poliție din capitală, din sectorul 4. Fac precizarea asta pentru că astăzi am documentat puțin subiectul. Această secție 16 care ține de poliția sectorului 4 din capitala României era secția controlată de un fost controversat șef de poliție, comisarul Negoiță, care a fost directorul Agenției Naționale Antidrog, comisarul Negoiță, cărei soție controlează piața Reșița, acolo unde se face trafic de țigări. Spun procurorii și există dosare că s-ar fi făcut și trafic de droguri. Acest polițist Negoiță l-ați văzut în campanie chefuind la celebru local al lui Câine din Parcul Tineretului, din Parcul Copiilor, scandalul din timpul campaniei electorale. Ce vreau să spun cu informațiile astea este că în cadrul anumitor secții de poliție din capitala României și probabil că și din țară, sunt constituite adevărate clanuri de interlopi. Deci polițiștii care acționează ca niște interlopi. Ce au făcut cei 8 polițiști reținuți de la secția 16, păstorită de acest comisar Negoiță, acum pensionar, dar este un fel de tartore pe sectorul 4 din capital, acest comisar Negoiță, 8 polițiști au sequestrat 2 tineri, i-au luat cu japca de pe stradă, cum se spune, i-au dus pe un teren viran la Chitila, i-au bătut, i-au terorizat, i-au umilit, da? S-a întâmplat chestia asta, au trebuit să treacă multe săptămâni până când să fie aduși în fața legii. Au fost băgați la arest de către colegii lor și cinste procurorilor care au avut curajul și polițiștilor care să-și ancheteze colegii până la urmă, au fost băgați în arest și ghiți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că au început să plângă în arest și au început să se denunțe unii pe ceilalți, dând vina, da, unii pe ceilalți, domnule, da. Haideți să vedem informațiile, pentru că este primul caz de genul ăsta. Noi mai aveam informații că polițiștii câteodată sunt la mâna unor grupuri de interese și se comportă ca niște grupuri de mafioți, în sensul că recuperau bani.
sunt cazuri de polițiști care în timpul liber sunt, de exemplu, bodyguards pe la cluburi. Sunt cazuri de polițiști care în timpul liber recuperează bani pentru clanurile interlope. Sunt polițiști care în loc să ne protejeze, ne răpesc, ne torturează și fac tot felul de nefăcute. Haideți să vedem informațiile. Incidentul s-a petrecut în septembrie 2020, când doi tineri au reclamat că au fost bătuți de polițiști în zona Eroii Revoluției din capitală. Asta după ce aceștia le-au atras atenția agenților că nu poartă mască de protecție și dau amenzi fără temei. Unul dintre ei a reclamat că polițiștii i-au pus cătușe la mâini și l-au lovit cu bastoanele, cu pumnii și picioarele, după care l-au băgat într-o dubă a poliției și l-au dus pe un câmp în apropiere de Jilava, unde ar fi fost torturat. În scopul pedepsirii persoanei vătămate pentru reproșurile adresate, 7 dintre inculpați, având asupra lor armamentul din dotare, au lipsit-o în mod ilegal de libertate, încătușând-o și transportând-o împotriva voinței sale pe un teren viran situat la periferia municipiului București, sectorul 4, unde 5 dintre aceștia au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violențe fizice asupra victimei, aplicându-i lovituri repetate cu corpuri contundente în zona superioară a corpului, a capului, a membrelor superioare și inferioare, dar și în zona degetelor, mâinilor și tălpilor, se arată în comunicatul procurorilor. În tot acest timp, ceilalți doi agenți de poliție au asistat pasiv în timp ce victima era torturată. Apoi, bărbatul a fost abandonat pe terenul viran. Mai mult, alți doi agenți l-au încătușat pe celălalt tânăr și l-au închis în mașina poliției. Apoi l-au transportat în zona Zețar din București, unde l-au abandonat pe o stradă întunecată. Este inadmisibil să ai un astfel de comportament tu care îmbraci uniforma de polițist. Sigur că va urma o anchetă. Vom vedea exact care sunt probele. Dar dacă fie și 1% din ceea ce s-a spus în spațiu public este adevărat, acești indivizi nu fac cinste uniformei de polițist. 8 agenți de la secția 16 poliție sunt acuzați pentru infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal și tortură. Da, lege și ordine, da, slujim cetățeanul. Și din informațiile mele, repet, sunt probleme de genul ăsta și la alte secții de poliție din capitală, 14 de exemplu, dacă ne urmăresc cei de la Ministerul de Interne, 16, e o întreagă problemă cu toată poliția sectorului 4, de exemplu, dar și în sectorul 5, cunoscute zone unde infracționalitatea este ridicată. Domnule Bodu. Da, deci ce-s cu oamenii ăștia, da? Măcar decența de a respecta totuși o uniformă, da? Nu te comporți ca un mafiot, te duci, exact, răpești... Ca un mafiot, da. Așa ceva, deci... Cum schimbăm mentalitățile astea? Ce putem face? Nu știu, noi ca societate, cei de la minister... E vorba de școală, poate în școală să fie altfel pregătiți. E vorba de atmosfera de la locul de muncă, pentru că dacă sunt încurajate astfel de gesturi, evident că se credă în afara sancțiunii și își permit să facă în continuare. Dar ce am sesizat interesant este că așa de lei cum îi vedeți pe stradă și abuzivi, când ajung în cătușe își trag gluga pe umăr și să nu-i vadă. Da, informațiile publicate de presă, da, de culoare informații, că au început să plângă, să se denunțe unii pe ceilalți. Brus devin mielușei, adică de unde sunt pantere și își permit să facă astfel de chestii, în momentul în care sunt încătușați, devin brusc genați de situații. Discuția este mai largă. În societate există două tabere, să spunem, două tabere așa mari le văd eu. Unii pledează pentru puteri sporite date poliției, o poliție mai puternică, o poliție care să aibă mai multe atribuții, mai dură, o poliție eu mai dură. Să spun ce părere alții am... spun de altă tabără, domnule Bodu, că poliția este excesivă, că face abuzuri și așa mai departe. Care e adevărul? Și unii și alții au dreptate, depinde cum rezolvăm această problemă. Să vorbesc despre prima latură sau prima opinie, că ar trebui să aibă mai multe atribuții.
De multe ori vedem că poliția și sau alți funcționari publici nu acționează. Deci este o pasivitate din partea lor din cauză, și asta este ce am observat eu lucrând și în administrația publică atâta vreme, că nu vor să-și asume din cauză că le e frică de răspundere. Să luăm cazul de la Onești, de exemplu. Da? În cazul de la Onești, toată lumea spune, de ce n-ați intervenit? De ce nu am văzut polițiști coborând în rapel, pe clădiri, în demonstrații de-astea de forță? De ce nu aplicați ceea ce ne arătați nouă că faceți, fiind antrenați cu asta? De ce nu arătați aplicați în practică? Au dat vina, vor să-și asume răspunderea. Nu, au dat vina astăzi, da, surse din poliție, da. Au dat declarații către colegii din presă că procurorul de caz, că nu s-a deplasat un procuror acolo și procurorul a spus, doamne, nu interveniți, nu faceți, nu dergeți. Nu cred că procurorul are atribuțiuni operative pe când să se intervină. Asta e chestie de pregătire polițienească. Corect, ce să spună procurorul? Trage un glonț în cap sau coboară în rapel pe acoperiș și intră în casă, sparge geamul? Asta e decizia poliției. Bun, Marius Pereanu, cum vezi toată situația asta cu poliția? Că nu discutăm numai de ce s-a întâmplat. E o chestie care se întâmplă sau chestii care se întâmplă, incidente de genul ăsta de ani de zile, de la Caracal, de la înainte, exact, de clanuri, da? Ce spune asta despre societatea noastră? Bun, acum, sigur, noi nu putem rupe instituția poliției și de total, numim noi, de societate. Până la urmă, și această organizație nu e nimic altceva decât oglinda societății în care trăim, unde nimic nu merge cum am vrea. Da? Asta ca un, mă rog, ca o constatare generală, dar nu e fix întrebarea asta, revin imediat la ea. Bun, opinia mea, poliția, cum să spun, politizarea excesivă, zonele mari de sinecură, că poliția a devenit o zonă de sinecură politică, poate se pare ciudat ce spun, sau de abandon. Eu am pus o întrebare șefului de la SIAS, dacă zic bine, domnul general Scurtu, sau Chestor Scurtu. L-am întrebat dacă, de pildă, negociatorul de la Onești are studii de specialitate. Știi ce studii are negociatorul de la Onești? Negociator, da? Ce este? Agricultor și ăsta ce? Absolvent de administrație publică. Ah. Sau nu, ceva, master în administrație publică și oricum facultate de nu știu ce. În toată lumea liberă, negociatorii au ca formare principală psihologia. Ce să vezi, nu inventăm apă caldă, pentru că ei sunt profiler. Ei trebuie să facă un portret cât mai aproape de adevăr în secunde, minute. Și să ia decizia în funcție de portret. Dom'le, se aruncă de la etaj, nu se aruncă. Scoate pistolul, nu scoate pistolul. Bagă cuțitul cu lama de 40 de centimetri sau nu-l bagă. Și în funcție de asta, se demarează operațiunea operativă, că nu știu cum se cheamă asta, ceva. Adică scoate ea pistoalele politici și trag. Deci aici suntem. Până și negociatorii au ajuns să fie o zonă de sinecură. Înțelegi ce spun? Da. Sigur, la București, dacă întrebi, probabil că avem 2-3 formați de FBI, nu știu pe unde, la Quantico sau ceva. Dar pe mine nu mă interesează doar la București. Da? Poliția nu este, n-a fost niciodată foarte iubită, din păcate, de public, dar iată că sunt niște evenimente negative în cascadă. Hai să refacem filul ultimelor 14 zile, să zicem, poate chiar mai puțin. Au fost la Cotroceni, au dat cu petarde, s-au bătut cu jandarmii. O imagine foarte proastă, să recunoaștem. Bă, ce faceți? Vă bateți între voi? Da? După aceea, unii lideri politici au ieșit, apropiați de poliție, au spus că jandarmeria e de vină. Până mai de ună zi, jandarmeria și poliția fiind foarte prietene. Da? După aceea, evenimentul de la Onești, unde e clar o asumare, trebuie să existe o asumare de responsabilitate, o greșeală majoră a poliției, da? Și astăzi, iată că avem publice, cum să spun, excesele de violență al unor domni subofițeri, sau nu știu ce sunt, ofițeri, de la secția 16. Sunt subofițeri, dar ca opinie generală, că am pus întrebarea asta, ce crezi din studiile pe care le-ați făcut sau opinia ta legată de ce își dorește societatea? Își dorește o poliție puternică, mai puternică sau o poliție mai civică, studiile, să zic așa? Toate studiile la unison spun că
românii își doresc o poliție puternică, dar în activitatea poliției trebuie să se apere cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor. E foarte complicat. Uite că și discuția asta este în Statele Unite. În Statele Unite au ars... Și eu avem presupucă și tu ai multe cunoștințe, prieteni, amici în zona asta. Marea majoritate a polițiștilor își fac treaba. Nu, să nu ne îndoim de asta. Sunt oameni dedicați meseriilor, cei mai mulți dintre ei absolvenți de Academie de Poliție, pentru că până să înceapă Academia de Poliție cu diverse chestiuni cu academice, ea este în continuare o foarte bună școală care formează polițiști. Hai să dau un exemplu ca să înțelegem. Eu cred, nu sunt acum neapărat mama Omida, dar pot anticipa. Noi ca țară vom ajunge în fața unor situații complicate, cum s-au întâmplat în Statele Unite, după uciderea lui Floyd, da, a americanului de culoare, poliția în Statele Unite are puteri excesive și toată lumea știe. Ați văzut filme americane? Deci e ca în filme. Mi-a zis un domn care s-a întors din Statele Unite, un amic, mi-a povestit 4-5 ore care sunt realitățile dintre modul în care acționează poliția. În Statele Unite, poate ne confirmă și domnul Tomac, că a călătorit mult în Statele Unite în ultima vreme, poliția, da, până la incidentul cu Floyd, era extrem de excesivă. După uciderea lui Floyd, societatea s-a, cum să spun, s-a inflamat, orașele americane au ars și, practic, pornind de la moartea unui cetățean omorât de un echipaj de poliție, practic, America a intrat într-o dezbatere și într-o tensiune extraordinară. Întrebarea sau, de fapt, până la urmă, tema de discuție, cam asta ar fi. Ce trebuie să se întâmple? Trebuie să se omoare oameni, poliția română, intervenție, să omoare oameni ca să punem discuția asta în societate. Ce facem? O poliție mai puternică sau o poliție mai civică, să zicem așa, mai blândă? Marius, nu cred că trebuie să generalizăm. Eu am aceeași opinie, că în poliție există extrem de mulți oameni onești care își fac datoria din convingere și au ales această meserie. În mod clar, politizarea excesivă a creat la rândul un mecanism prin care există aceste excese. Sunt convins că au existat și ele vor mai exista, din păcate, pentru că poliției, pe lângă nevoia de mai mult profesionalism, îi mai lipsește ceva. Îi lipsește finanțarea necesară, să nu credeți că au salarii chiar atât de mari precum ar trebui să aibă pentru a ne garanta acea siguranță pe care cetățenii o așteaptă din partea acestei entități vitale pentru un stat democratic. Doi, noi nu avem nici în poliție, nici în sănătate, nici în alte instituții acel reper de integritate sau entitate care are obligația de a verifica și controla excesele. Întotdeauna aceste instrumente sau aceste unități din cadrul departamentelor sunt create de oameni care au menirea de a împăca pe toată lumea. Da. Bun. Atunci când va exista un asemenea organism care să sancționeze fără milă pe oricine, lucrurile se vor schimba. Deocamdată avem această situație și ea este generată de implicarea excesivă a politicului. Noi avem nevoie de o poliție profesionistă, de polițiști bine plătiți, care să nu aibă alte preocupări în afară de sarcina pe care și-au asumat-o. La ora actuală, din păcate, o spun pentru că cunosc oameni din sistem care sunt convinși de ceea ce fac și își doresc să facă această meserie, dar din rațiuni ce țin de management de multe ori, sunt dezamăgiți și nu au cui să se plângă, pentru că știu că șefii niciodată nu se vor supăra între ei. Îmi permiți doar o secundă să mă scuze, domnul Bodu, că probabil că urma dânsul, să fac o completare importantă? Te rog.
studii făcute în vara anului trecut, n-am avut timp să le public, ne-am adus aminte întâmplător de ele acum. Știi, de pildă, era în jurul campania electorală de la locale, că așa am pus întrebarea. 75% dintre locuitorii, de pildă, multor localități din România, era vorba de alegeri locale, repet, puneau că odată cu primarul ar trebui să-și aleagă și șeful poliției locale. Mă gândesc, Silviu, dacă nu cumva o mică reformă în sensul ăsta ar putea să înceapă. De ce? E model american, apropo, nu inventăm apa caldă și mersul pe jos. De ce nu am încercat? Cu caracter de pilot, poate. Nu știu, în anumite zone ale țării. Hai să vedem cum ar fi dacă șeful poliției locale, decât să fie unul din ăla ieșit la pensie la 42 de ani, da? Hai să punem unul care are formare militară, șef de poliție, să-i dă prerogative și mandat de 4 ani, ca și primarului. Eu cred că ar funcționa mai bine, cel puțin la nivel de ordine publică, polițiile astea locale. Da, cu amendamentul că în discuție politică, poate ne confirmă domnul Fenechiu, are ultimul cuvânt, se discută inclusiv despre desfințarea acestei poliții locale, da? Pentru că noi avem poliție națională. Bună treabă, fi. Da? Domnul Bodo a intervenit. Domnule Fenechiu, ar fi de bun augur desfințarea poliției locale, apropo de sectoare, da? Pentru că, bun, în cazul de față, polițiștii care au abuzat sau sunt acuzați de abuz sunt de la Poliția Națională, dar și aia de la Poliția Locală fac multe tâmpenii, evident, prin țară. Domnul Năstre, Poliția Locală este un serviciu public al fiecărei unități administrative teritoriale. Sunt unități administrative teritoriale care au desființat, au renunțat la Poliția Locală, sunt alte unități care o utilizează și o valorifică în interesul comunității. Eu cred că este firesc ca Poliția Locală să poată să funcționeze, are o lege de organizare și funcționare și cred că fiecare edil și fiecare administrație poate să aprecieze în cunoștință de cauză. Eu nu sunt în măsură să stabilesc astăzi sau să emit un punct de vedere care să fie lipsit de critici prin care să dau un verdict. E o problemă care ține de administrațiile locale care au reprezentativitate, care cunosc sau se prezumă că cunosc nevoile comunității și care trebuie să ia decizii în interesul comunității. Auzi, Daniel, scuză-mă, dar pe București ce părere ai de poliția locală? Ar trebui să existe sau nu? Adică să luăm orașul în care trăiești tu. Vom continua discuția, mulțumesc că nu mai avem discutabil. Timp. O seară bună, nu mai avem timp, continuăm dezbaterea despre poliție și duminică cu Alina Mungiu Pipidi. O seară bună în continuare, numai bine!